Și așa arată spațiul ăsta organizat și cu cea de-a doua cutie de pe Sinsei, asta pe crem. Și îmi place mult mai mult cum arată acum. Inițial doar cu acea cutie și cu chestii lăsate pe aici aruncate, părea neșlefuit, neterminat totul, dar mă bucur că am dat comandă și am mai luat o cutie. Arată foarte, foarte bine. Oricum, colecția asta pe care au avut-o, mai au, nu știu sigur că s-au dat repede produsele, dar colecția asta cu animăluțe de pădure mi-a plăcut super mult de la Sinsei. Și pe lângă aceste cutii și coșulețe de genul, mai aveau păturici, perne, aveau și lenjerie de pat cu modelul ăsta și era foarte, foarte frumoasă, dar n-am luat pentru că era prea mică pentru pilota noastră și mi-a părut super rău, chiar m-am uitat, am căutat să văd dacă au și mărimi mai mari, dar nu aveau. Era 160x180 și patul nostru are 160x180, dar pilota cred că e 200x220. Am luat-o mai mare ca să ne ajungă la amândoi, să nu rămânem dezveliți în miezul nopții, vă dați seama, în mijlocul iernii. Și n-aveam ce face cu 160, mă dați seama, că ar fi stat pilota în același ternut destul de nasol și nu ar fi fost ok. Și îmi pare rău, un așternut ar fi completat colecția. Dar oricum, și ce am apucat să iau, trebușoarele astea, cutiile și coșulețul, coșulețele de fapt, că sunt două. Pe astea încă n-am apucat să le pun, să le folosesc, dar o să le vină și lor rândul. Așadar, produsele astea din colecție pe care am apucat să le iau sunt foarte drăguțe și dau bine și mă bucur că am luat ambele nuanțe. E fain așa, contrastul ăsta. Dacă vă pasionează și pe voi tipul ăsta de model, puteți căuta pe Sinsei. Poate mai iau, poate mai aduc și alte produse, deși de acum cred că încep să bage deja produse de Crăciun, n-ar fi mare lucru. Deja am văzut vreo două pe site și s-ar putea să renunțe la astea tomnatice. Hello la un nou vlog, că nu cred că v-am zis asta în cadrele anterioare. Și vreau să fie un vlog scurt acesta, sper să-mi și iasă, pentru că vreau să fac rocada la parfumuri, să le scot pe cele de vară, să le bag pe cele de toamnă și vreau să filmez cu voi treaba asta. Bine, nu știu dacă chiar rocada în sine, cum scot parfumurile, bag în cutii și tot așa, sau le scot din cutii și le bag pe celelalte de vară, dar măcar să vă spun așa în mare cam ce aș vrea să port toamna asta și ce parfumuri preferate de toamnă am eu, dar până acolo vreau să vă mai spun două trebușoare. Și anume, ieri am fost la un restaurant care s-a deschis recent în Iași, în zona Palace Campus, adică în zona, chiar în Palace Campus, și se numește Lilu Rest. Este un restaurant cu specific italian și chiar au câteva preparate specifice și speciale de care n-am mai auzit până acum și pe care nu le-am mai văzut la alte restaurante de genul. În primul rând, prețurile la mâncare, de precizat, la mâncare, foarte, foarte ok. Știți că m-am mai plâns că mi se pare foarte scump Iașul pe partea de restaurante în principal și că o porție de mâncare costă de la 40-50 de lei în sus. Ei bine, aici porțiile de mâncare aveau prețuri foarte, foarte decente și ne-am mirat, mai ales că sunt situați acolo, în Palace Campus, unde standardele oricum sunt mai ridicate. Se învârți și oameni cu ceva mai mulți bani prin zona aia și mă așteptam ca prețurile să fie adaptate zonei, dar uite că nu, chiar decente, decente. Și să vă spun ce am luat noi. Eu mi-am luat lasagna și am dat 39 de lei. A costat 39 de lei. Foarte ok prețul, credeți-mă, pentru că o porție de lasagna în ziua de azi e peste 50 de lei. Așa că 39 e foarte ok. Și, într-adevăr, porția, strict porția de lasagna, parcă ceva mai micuță decât în alte părți unde am mai mâncat, dar bună, bună la gust, chiar fain făcută. A venit și cu o sălățică lângă, ceea ce m-a surprins puțin că lasagna cu salată nu am mâncat până acum, dar na, am mâncat aseară și a fost ok. Tibi și-a luat niște paste, nu mai țin minte cum se chemau. Era un tip de paste de care n-am mai auzit până acum. Casa rece, nu știu sigur, chiar nu vreau să vorbesc prostii. Dar erau paste cu pui, foarte ok și pastele. Porția de paste era normală, să zic așa, nu mi s-a părut mai mică, mai mare decât în alte părți, o porție normală. Și pastele lui, uite că asta nu mai știu exact, dar cred că
tot pe acolo 30 ceva de lei până în 40, nu cred că a fost peste 40, sigur n-a fost peste 40. Din nou, un preț corect, să spunem. Și ne-am luat și desert, adică mai mult eu am vrut desert și am luat tiramisu, sau mă rog, tiramisu, că am înțeles că așa se pronunță în italiană. Și a fost delicios! Foarte bun, foarte, foarte bun. Porția de tiramisu mărișoară. Deci, probabil depinde de preparat, să spunem. Am mâncat amândoi din tiramisu, mai mult eu, că n-a vrut Tibi, nu, că i-am furat de o porție sau ceva. Nu era foarte dulce, în primul rând, și apreciez treaba asta, că nu-mi plac prăjiturile la care se simte zahărul și atâta, nu mai simți nimic altceva pe lângă. Nu era dulce, crema aia de mascarpone era foarte pufoasă, așa, era fluffy, era ca un norișor. Și totul super bine echilibrat și acum mi se face poftă de el. Foarte bun tiramisu, foarte bun și cred că a costat ori 25, ori 29 de lei. Undeva pe acolo. Ceea ce, din nou, e ok că pe la ce restaurante am mai fost, deserturile, prețurile la deserturi începeau de la 30, 30 ceva de lei. Aveau și unul mai scump, dar era pentru doi. Nu știu ce, desert cu ciocolată și era un vas așa mare. Cred că era un fel de brownie sau lava cake, ceva în zona aia. Era super mare vasul în care venea și ăla era vreo 40. Da, să zicem, n-am împărțit la două persoane. 20 de persoană, e ok. Deci, pe partea de mâncare și desert, ce am mâncat, aceste două preparate și desertul, foarte bune. Acum, la băutură, ei bine, acolo prețurile nu mai sunt ok. Cam exagerate prețurile la băutură. Deci compensează cumva cu prețurile pentru mâncare. În schimb, au destul de multe băuturi, tării în principal, aduse direct din Italia, importate din Italia. Din nou, băuturi de care n-am mai auzit până acum. La fel ca la mâncare, v-am zis că erau niște feluri de care nu știam. Și scrie acolo că sunt importate, sunt aduse direct din Italia. Așa că oamenii chiar au vrut, vor să facă ceva, nu știu dacă chiar autentic italian, că vă spun o dată și părțile negative, dar vor să fie mai altfel față de alte restaurante italiene și să aducă și produse de acolo. Eu mi-am luat un cocktail cu ceva gin, ceva de măr, lichior de măr, fistic, l-am ales pentru că avea fistic și încă vreo două chestii, nu mai țin minte exact ce avea, a fost vreo 39 de lei. Foarte mult pentru un cocktail. A fost cât porția de mâncare. V-am zis, la băuturi sunt cam exagerate prețurile și nici n-a fost, cine știe, nu m-a dat pe spate chiar deloc, din păcate. Mai ales la prețul ăla, dar asta este. În schimb, Tibi și-a luat o bere italiană, Folina, nu știu cum, Folina Botanica, parcă așa se numea, avea mai multe tipuri și-a luat două. A doua, Folina, Folineta, nu știu, aveam niște denumiri de-astea. A doua, ok-ish, dar prima aia, Folina Botanica, super bună. Eu, care nu sunt băutoare de bere, dar am apreciat-o. Mi-a plăcut la gust și asta era vreo 30 ceva de lei. Ce nu ne-a plăcut a fost stilul localului, designul interior al localului, care e în zona asta mai piții, mai de fițe, mai pe lux și opulență, așa, cu foarte mult auriu și bling-blinguri și, da, nu pot să zic că m-a dat pe spate din punctul ăsta de vedere. Știam la ce să mă aștept, pentru că am văzut poze înainte, adică nu a fost așa un șoc, dar din prima, de când am văzut pozele, am zis, da, nu, pe partea de design nu pot să zic că mă impresionează, dar, da, trecem peste, oricum am stat la terasă, că încă era vremea ok. Și având în vedere că mâncarea a fost în regulă, trecem peste cum arăta. Nu e stilul nostru, dar poate sunt oameni, adică poate, sigur, sunt oameni care apreciază genul ăsta de local și de aranjamente, să zic așa, de decoruri. Nu e pentru noi. Și încă o chestie care m-a deranjat mai tare decât designul, că până la urmă asta na, e o chestie de gusturi, dar era muzica dată foarte tare. Aveau și un DJ înăuntru, aveau și un globuleț disco, că nu era mare, erau așa mai micuți. Afară aveau scoasă Dita mai boxa și nu înțeleg, pentru că este restaurant. Toată lumea de acolo stătea și mânca.
Adică nu era club, nu era nici măcar bar, să zici că da, ok, e bar, nu se mănâncă și dai muzica mai tare. N-am înțeles niciodată că am mai întâlnit genul ăsta de restaurante care dau muzica la maxim. De ce? Că nu pot să mă aud cu omul de lângă, nu-mi tihnește mâncarea. Ok, poate asta ține și de vârstă deja. Dar nu înțeleg rostul muzicii date la maxim într-un restaurant. Nu văd. Adică nu e ca și cum mă ridic acum de la masă cu farfuria de lasagne în mână și încep să dansez, să mă sui pe masă, să mă destrăbălesc pe acolo pe muzica lor. Adică mănânc, vreau să fie așa o muzică mai în surdină, ok, nu să fie liniște totală, da? O muzică plăcută așa în surdină, nu bumți, 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 bumți. Nu-mi intră mâncare mai bine dacă se aude basul acolo super tare. Da, ăsta a fost un punct negativ și nici servirea nu pot să zic că m-a dat pe spate. Erau mulți chelneri, dar parcă când aveai nevoie de ceva, nu era nimeni, niciunul din aia mulți nu era pe lângă tine. Mereu a trebuit noi să facem semn, să vină să ne aducă meniurile, să mai cerem nu știu ce, adică nu erau atenți, nu erau prezenți acolo, deși v-am zis, mișunau. Destul de haotică servirea, dar poate, na, nu știu, sunt la început și încă învață cum să se organizeze, poate o să se îmbunătățească pe partea asta, dar o să mai mergem. Adică nu, chestiile astea negative nu au fost îndeajuns de pregnante, să zic, sau îndeajuns de supărătoare, încât să nu mai ajungem pe acolo. Pentru că mâncarea ne-a plăcut, o să mai mergem. Am văzut deja niște chestii, alte chestii în meniu, pe care aș vrea să le încerc și, da, nu un viitor apropiat, cred, dar o să mai ajungem pe acolo și o să mai încercăm. Deci dacă ajungeți prin Iași, dacă sunteți în Iași, dacă vreți să încercați, strict pentru mâncare, da, eu zic că merită. Pe parte de băutură, da, m-am zis, prețurile sunt cum sunt, dar dacă sunteți pasionați de anumite băuturi, puteți găsi și lucruri mai speciale acolo, pe care nu cred că le mai găsiți în altă parte, în Iași, cel puțin. Bun, am terminat cu Lilu Rest. Și azi am fost în Lidl să luăm niște trebușoare. Am făcut niște mici cumpărături pentru casă și am luat 3 săpunuri lichide. După ce în clipul de Empties, pe care cred că l-ați văzut înaintea ăstuia, că eu am filmat niște clipuri în avans ca să am ce posta cât sunt plecată și cred că am postat acel clip de Empties și acolo vă ziceam că nu m-a dat pe spate un anume săpun lichid de la Sien din Lidl și că nu mai trebuie. Dar am văzut niște arome speciale. Deși nu știu cât de speciale sunt, parcă le-am mai văzut și în anii trecuți, în fine. Și mi-am luat 3. Dar, în apărarea mea, au alt ambalaj și am mai avut acest ambalaj acum ceva timp și erau mai decente decât acela din clipul cu Empties. Astea sunt 2 și încă 1. Pam, 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 pam. Și sunt cu arome mâncabile, gurmande. Ce puteam să iau. Și aveam așa, blueberry muffin. Ăsta îmi place cel mai puțin dintre cele 3. Mi se pare mirosul cel mai sintetic. Apoi avem sherry muffin cu miros de cireșe, ce să vezi. De un miros plăcut de cireșe și de prăjiturică așa undeva acolo și chocolate muffin. Ăsta îmi place cel mai mult cu miroase. Nu știu dacă mai au fost fix aromele astea, dar am mirosit ăsta cu ciocolată și mi-a adus aminte de un alt săpun de genul pe care l-am avut de la ei. Da, am zis, astea 2 îmi plac cel mai mult, dar și ăsta o să fie ok de folosit. Am un stoc foarte mare acum de săpun lichid, le am pe astea 3 și mai am pe ăla luat din DM, ăla cu țeapă. Că am luat cu miros de portocale, dar de fapt miroasea flori de portocale. În fine, și ca preț, cred că unul a fost vreo 6 lei și ceva. Nu mai știu exact prețul, dar 6 lei și un pic undeva pe acolo. Da, am comis-o, ce pot să zic, dar m-au furat aromele. Bun, acum am să întorc puțin camera sau o poziționez altfel ca să ne ocupăm, sau mă rog, eu mă ocup de parfumuri și vă arăt și vouă. Să vă spun întâi de parfumurile pe care le-am păstrat și nu le-am pus la cutie, la propriu, pentru că la majoritatea am păstrat cutiile. Le-am lăsat ca să fac așa trecerea, cumva, între anotimpuri și am aici Miss Dior
Apoi, Nomad de la Chloe, trebuie neapărat să-mi iau varianta mare. Că tot trag de varianta asta mică, că îmi place super mult și nu vreau să se termine, dar cred că e cazul să-mi iau varianta mare, îmi place super mult Nomadul. Și am mai păstrat, și cred că o să păstrez și pentru timpul rece, sincer, Honor and Glory de la Latafa. Pentru că e dulceag, chiar dacă are ananas, dar mi se pare că se potrivește, cel puțin pe perioada toamnei, nu știu la iarnă, dar toamna cred că merge. Bun, și mai am aici niște parfumuri. Am un spray de corp de la Bath & Body Works, Dream Bright, ăsta stă mereu aici, indiferent de anotimp. Apoi, de la Penhaligon's, Iris Prima, un parfum cu iris, un parfum pudrat foarte frumos și fin, elegant, foarte, foarte fain. Apoi, Flora Botanica, de la Balenciaga. Nu prea am apucat să-l port pe ăsta în primăvară, că vara, nu, sub nicio formă, nu pot să port așa ceva la 40 de grade. Mi se pare că leșin instantaneu. Și de asta am zis să mai păstrez ca să-l port acum toamna, că sunt mai domoale temperaturile. Și la fel și cu L'Instant de la Guerlain. N-am apucat să-l port foarte mult în primăvară și o să mai trag de el acum. Parfumul mieros dulceal. Apoi For Her de la Narciso Rodriguez. De la Yves Rocher, un parfum pe care l-am pus pe listă să-l termin. Mon Rouge. Îmi place foarte mult și ăsta. E tot pudrat. Are violetă, cred, sau tot iris, nu mai știu exact. E un parfum foarte plăcut, dar am zis că încerc să mai termin din parfumuri. Libra, un parfum care stă tot timpul aici, pe măsuță. Mi se pare că se potrivește tot timpul anului. Și am mai lăsat și Burberry Her, deși îl văd mai mult de primăvară, de anotimp cald, dar o să mai merg așa, puțin, câteva săptămâni. A, și am mai lăsat, deși ăsta nu știu dacă o să mai port, Humanity, de la Mugler. Știți că mi-aduce aminte de vară, de mare, pentru că e sărat. Și îmi place foarte mult. Și am zis, hai să mă las. Poate mai port, poate nu. O să văd eu. Bun, și aici am înșirate. Stați că mai este unul aici. Așa, aici am înșirate parfumurile pe care le-am scos din cutii și pe care le consider parfumuri de toamnă, de anotimp rece. Mai am câteva pe care le scot când se face și mai rece, când vine iarna, când vine gerul, mă rog, ce ger, că de acum în ultimii ani numai ger n-a mai fost, dar înțelegeți voi ce vreau să zic, le scot pe alea când chiar e răcoare, bine. Ok, am aici Divine Paradise de la Aurora Scents, am parfumul de pe Basmori, îmi place foarte mult culoarea lichidului, e un parfum puternic, dulce, destul de greoi, e în zona asta mai florală, aș spune. Apoi, de la Blue Scents, un brand grecesc, Night Jasmine, o iasomie întunecată, așa cum îi spune și numele, este la fel un parfum destul de puternic și greoi, poate să pice destul de greu dacă nu-ți place genul ăsta de parfum. Dacă ești cu parfumurile fresh, ușoare, atunci ăsta o să-ți dea bătăi de cap. Eu îl simt și ușor balsamic și nu știu de ce când îl miros îmi imaginez ca un ulei așa viscos care curge. Nu știu de ce mă duce cu gândul la imaginea aia, dar hei, asta este. Și îmi place, chiar îmi place, deși știți că eu nu sunt cu parfumurile florale, dar ăsta nu e un floral clasic, așa, flu-flu. Nu e un floral cu minte, e mai îndrăzneț. Bun, de la Rituals, Poem d'Azar, un parfumel drăguț, nu pot să zic că mă dă pe spate, deși atunci când l-am mirosit, mi-a plăcut că de asta l-am și luat, dar e ușor vanilat, ușor condimentat pe acolo undeva. E drăguț, e drăguț, nu e un parfum nasol. De asta încă l-am în colecție, dar preferatul meu de la Rituals e altul, și anume acesta, Odorient, pe care încă nu l-am scos, că mi se pare mai potrivit pentru iarnă. Mi se pare cam proastă lumina, am încercat să mai reglez, dar cred că în mare înțelegeți ce vă arăt eu aici și se vede când fac close-up-uri. Bun, Hypnotic Poison de la Dior, parfumul vanilat migdalat cu această sticluță superbă, clasică. Un parfum preferat este La Nuit Trezor à la Folie de la Lancôme, o altă bijuterie de sticlă, foarte, foarte frumoasă. Aici avem o vanilie afumată, o vanilie mai întunecată, mai
puternic așa, care iese în evidență. Foarte mult îmi place parfumul ăsta. Din păcate este discontinuat. Ok, Samsara de la Guerlain. Aici avem un santal așa mai cremos, dar și ușor înțepător pe alocuri. Un parfum elegant, mai de doamnă, într-adevăr. Adică nu văd o puștoaică de 16 ani purtând așa ceva. Bineînțeles, depinde de gustul și ce vrea să poarte fiecare, dar strict la cum simt eu parfumul ăsta, îl văd purtat de cineva cu mai multă experiență, să zic așa. Un alt preferat, La Petite Robe Noire Black Perfecto, varianta Eau de Parfum Floral de la Guerlain. Sticla asta este absolut minunată, dar și conținutul este foarte fain. E o cireașă amară și cu un trandafir care nu se simte foarte tare, din fericire. Are și, cum îi spune, lemn dulce, parcă în compoziție. Din păcate, pe pielea mea nu persistă foarte mult, dar e un parfum unic. Adică eu n-am mai mirosit așa ceva, nu mai am în colecție așa ceva și este, cred că, singurul... Da, e singurul parfum la care am un backup, pentru că și acesta este discontinuat. Dacă știam atunci când am luat la Nuit Trezor la Folie că nu o să mai fie, luam și la asta un backup, dar da, asta e. Un parfum pe care scrie toamnă așa mare este de la Maison Margiela, la gama asta replica, Whispers in the Library. Mirosul care te duce cu gândul la o bibliotecă. Este un parfum condimentat foarte plăcut, dar, într-adevăr, când îl miroși, te duce cu gândul la cărți vechi, cărți pe care s-a pus praful. Are și un niz de lemn din ăla vechi, așa, cam biblioteci. Foarte, foarte fain miroase. Din păcate, nici ăsta nu persistă foarte mult. Ăsta persistă și mai puțin decât Black Perfecto. Da? Asta este Black Opium, clasicul de la Yves Saint Laurent. Nu mai am foarte mult. La un moment dat l-am pus pe listă să-l termin, dar parcă nu mă lasă inima. Ăsta e primul parfum de designer cumpărat de mine, din banii mei, de la mine pentru mine, ca să zic așa. Și parcă undeva acolo n-aș vrea să se termine. L-am de mulți, mulți ani. Se vede și lichidul din interior, că s-a mai închis la culoare. Am zis că, băi, gata, e momentul să-l termin. Dar cred că o să mai stea puțin cu mine. Cafeaua asta vanilată. Apoi, Narciso Rouge de la Narciso Rodriguez. Un parfum cu iz cosmetic. Un parfum pudrat. Care te duce cu gândul la cosmetice, la rujuri, la pudre. Foarte mult îmi place. Manifesto de la Yves Saint Laurent. La fel mi se pare un parfum perfect pentru toamnă. Am mai zis chestia asta în trecut și mențin părerea. Îmi imaginez, sau mă rog, asociez de fapt, parfumul ăsta cu un trench. Atunci când mă îmbrac în trench, parcă vine să port acest parfum. Nu întrebați de ce. Pur și simplu asta simt eu. E și ăsta un vanilat cu santal și cu ceva flori pe acolo. Nu mi se pare cel mai puternic parfum. Nu proiectează în jurul lui cine știe ce. Rămâne așa mai aproape de piele, dar îmi place. E un parfum plăcut și stați să mă uit, dar cred că e ultimul pe care l-am scos. Dar v-am zis, mai am. Mai am acolo un stoc pentru iarnă. De la Banana Republic, Tobacco and Tonkabin. L-am scos pe ăsta pentru toamnă și la iarnă o să intre originalul Tobacco Vanille de la Tom Ford. Ăsta e mai mult vanilat decât tabacos, să zic așa. Se simte mai mult mirosul de vanilie decât de tutun. Și e mai dulce, aș spune chiar mult mai dulce decât Tobacco Vanille, dar e plăcut, e un parfum foarte plăcut. Îmi pare rău că n-am mai prins Dark Sherry and Amber, cred că se numea, tot de la Banana Republic. Nu l-am mai prins, după aia a apărut la niște prețuri exagerate. Eu pe ăsta am dat vreo 100 de lei, 100 de lei și un pic, dar ce drept, cred că l-am luat înainte de pandemie. Cred, nu mai știu, sigur, că am pierdut noțiunea timpului. Dar când au reapărut astea pe piață, și ăsta și ăla, Dark Sherry, au apărut pe la 200 și ceva, 300, 400, în funcție de site. Ce se întâmplă? Ce? De ce? Stați puțin, totuși. Sunt niște parfumuri de la Banana Republic, adică nu e cine știe ce designer. Și l-am luat și acum cred că din nou este out of stock peste tot.
În fine, nu e ca și cum sufăr foarte mult după ăla, dar mi-ar fi plăcut să îl miros măcar, să știu și ăla cum e. Însă ăsta e chiar plăcut. Și ca preferate pentru toamnă, că v-am zis că vă menționez și preferatele, ar fi clar, am zis deja, la Nuit Trésor à la Folie, această superbitate. Ăsta e un parfum persistent. Ăsta chiar se simte pe piele ore bune și miroase foarte, foarte fain. Și dacă mai ajunge și pe păr, na, cum stă părul, dacă am părul desprins și stă aici, în zona asta unde m-am dat cu parfum, apoi pe păr miroase foarte, foarte, foarte plăcut. Și foarte mult. Bun, v-am zis și despre ăsta. Black Perfecto, La Petite Robe Noire Black Perfecto. E un dulce amărui care îți lasă gura apă și asociez cumva parfumul ăsta cu personajul negativ feminin dintr-o poveste, de exemplu, nu cu unul anume, așa, la modul general. Nu că eu aș fi personajul negativ, sper să nu fiu, dar undeva acolo mă duce cu gândul, poate și pentru că sticla asta este neagră și licoarea dinăuntru așa mai specială. Dar, da, clar este acolo în top. Am schimbat bateria la cameră și cred că s-a schimbat puțin și cadrul. Nu că ar fi cel mai fericit cadru, dar, ei, asta e. Cu asta defilăm. Și să vă mai spun un parfum preferat, să fie al treilea, așa, să fie doar top 3, ca să nu ne întindem. Ar fi Narciso Rouge, de la Narciso Rodriguez, pentru că e altceva. E un parfum special. Nu este un miros pe care să-l simți așa la toate colțurile. Mie oricum îmi plac foarte mult parfumurile pudrate. Poate pentru altcineva parfumul ăsta e prea ciudat, prea greoi, poate le dă stări de greață, nu știu. Îl văd să provoace așa ceva, dar pentru mine este un parfum elegant. L-aș vedea parfum de mireasă, chiar dacă nu este genul ăla, ce ziceam și mai devreme, de parfum flu-flu, așa, floral, cu flori albe și foarte elegant și finuț, nu este genul ăla. E un parfum sexy, seducător, cu vino încoa și îl văd purtat de mireasa potrivită. De exemplu, acesta, că l-am în față, Iris Prima, despre care vă spuneam mai devreme. Ei bine, ăsta îl văd pentru o mireasă foarte gingașă, finuță, cu o rochie de mireasă clasică. Narciso Rouge e potrivit pentru o mireasă cu o personalitate mai puternică, care are și o rochie mai extravagantă, poate, și iese din tipare. Cam acolo îl văd, dar, bineînțeles, eu îl port și fără să fiu mireasă, că îl port în mod uzual la ieșiri. E un parfum mai deosebit, clar, și dacă vă plac parfumurile pudrate, în primul rând, și mai greoaie, atunci poate îi dați un nas și, cu siguranță, cu parfumul ăsta nu veți mirosi ca 10 alte femei, că eu n-am mai întâlnit parfumul ăsta la altcineva, de exemplu, nu ca și eu, unică și specială și nemai întâlnită, dar pur și simplu n-am mai simțit parfumul ăsta la alte persoane, nu este atât de comun. Cred că nici n-a fost făcută foarte mare vâlvă în jurul lui când a apărut, nici ăsta nu știu sigur dacă se mai găsește chiar așa peste tot, la un moment dat era out of stock din multe magazine și da, e mai special față de altele. Bun, cam asta a fost și cu parfumurile de toamnă. Toamnă, iarnă, hai să-i spunem să treacă de la mine. Câteva de aici o să fie purtate și iarna, asta știu sigur. Ok, am ajuns la finalul vlogului, am zis că nu mă întind, sigur m-am întins, dar hei, deja ne cunoaștem, nu mai este nicio surpriză. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Ne auzim în comentarii sau ne citim mai degrabă în comentarii și ne vedem la vlogurile viitoare. V-am pupat! Bye.